Investițiile în refacerea infrastructurii județului continuă. Astăzi, pe masa consilierilor județeni, s-au aflat și două proiecte ce vizează construirea unui pod în Cungrea, dar și consolidarea unui drum în Teslui. Acesta este al patrulea drum care va intra în reparații după ce a fost afectat de alunecări de teren. Imediat după sărbături, noi vom scoate aceste lucrări la licitație. Când se va finaliza licitația, ele vor fi demarate. Încă de când vom face bugetul, noi vom prinde bani pentru ele să le și finalizăm în anul 2018. Sperăm să și reușim acest lucru. Drumul din Teslui nu va fi singurul afectat de alunecări de teren unde se va interveni. Anul acesta am executat deja 3 alunecări de teren, ele sunt și finalizate ca lucrări. Mai este aceasta pe care astăzi am aprobat-o în Consiliul Județean și mai este o alunecare de teren tot pe drumul către Verguleasa, dar care este prinsă în proiectul cel mare de modernizare a drumului 546. Lucrările de consolidare a drumului județean 546 vor avea o valoare de peste 2 milioane de lei, iar pentru podul din Cungrea a fost alocat un buget asemănător.